prima gală eram puțin emoționat, fiindcă am dorit foarte mult să arăt că pot cânta și alt gen de muzică, nu numai din registrul bel canto. Dacă pe mine furia m-a luat, este responsabilitate foarte mare și o onoare pentru mine. Nici eu n-aș fi putut cânta melodia mai emoționat decât tine. Mă emoționează foarte mult că pe mine oamenii mă iubesc și sper să nu îi dezamăgesc. Am multe emoții când eram în spate. Era exact când pleci într-o misiune și întorcându-te cu misiunea îndeplinită, însă cu pierdere. Eu sunt în misiune în fiecare zi. Este ok, este foarte bine ca Braga să înțeleagă lucrul ăsta. Cum altfel ar înțelege Braga fiecare moment live pe scenă, dacă nu ca o misiune, pentru că el a fost un fost militar. Nu te grăbi deloc. Cred că Horia pe mine m-a transformat până la urmă și m-a arătat lumii altfel. Îmi place să cânt rock, fiindcă este o muzică mai energică, este, nu știu, fierbe sângele. Florea doar cântă rock, el e rockerul. Însă eu pot să-i fac față și lui să cânt și eu o piesă de rock. La Alex am învățat foarte multe lucruri, mai ales ce ține de mișcare pe scenă, ce îmi lipsește mie. Sergiu nu poate să fie rock. Niciodată nu o să fie Sergiu rock. Eu nu mi-a plăcut niciodată, Braga, de astea nu mai e pe piață, de-aia nu se mai vin. În casă cred că... cu toți mă înțeleg, însă cel mai puțin cu Flore. Vreau la punctă, să facem țină ordine toți împreună. Alex, te rog și tine foarte mult să plecăm toți împreună, să facem țină ordine. Îl simt așa față de mine, de multe ori arogant. Prima dată când am venit în casă, muream de frică, serios, mai ales la ce înfățișare are. Nu am cu cine vorbi câteodată, stă chiuveta plină cu veselă și spune: ia că eu pe tine niciodată nu te văd să-ți faci curățenie, să speli vasele. Când tot de ora de toate, că nu cred că poate să reproșeze mie cineva. Și acum ce mai, haideți să facem nu știu ce. Mănânci și las fac curat? Da, păi asta mă calmez când mănânc. Ei mănâncă și le pun în chiuvetă până seara sau stau în chiuvetă. Nu speli nicio cană și... Da. Pune cana mea, arată-ne! Dă-mi-o dovadă! Vrei să-ți arăt? De fiecare dată întreabă-i pe toți din casă că-ți luat și mă fac bunie murdare. L-am intrat în pământ, deci nu mai știam ce să zic. Și când am auzit că ești cu noi în echipă, am zis ok, gata, am dat de ăla rău, ca să nu zic altfel. Vreau să strâng căcatul de urma celorlalți. Foarte bine. E, indiferent cât de multe greșele are el în comportament, eu tot îl respect pe el, pentru că este o persoană ok. Și că dă pe la mea cu tu, frate, dar lasă-mă în pace, frate! Da! S-a înfundat liceul din jocul ăla, nu eu am să le sușesc gâtul, că eu mă culc la orele 9. Ei stau până la 12 și cânt la pian și dau televizorul tare. Braga are un comportament și un metabolism de militar. Dacă trec de orele 9-10, păi pe urmă nu am somn și stau până pe la vreo 3 și aștept somnul. Sergiu s-a supărat că, vezi, doamne, nu a putut să doarmă. Și tu, Sergiu, care vei cu trezirea la 7 dimineața, cum e orarea. El nu se poate schimba peste noapte. Nu eu, deci nu eu l-am stricat pe băiatul ăsta. Nu mă interesează ce fac, însă... să mă lase pe mine în pace, să pot să-mi învăț versurile, să pot repeta. Sergiu este un om care vrea să învețe. Pentru asta are toată stima mea. Și într-adevăr, dacă nu era militar, dacă era frizer, de exemplu, nu prindea atât de repede. Deci Braga este un exemplu pentru toți concurenții.